Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă te-ai născut pe 30 august, ești incredibil de rapidă și agilă, mintea și proprietățile fizice sunt printre punctele tale fortei. Creativă și expresivă, ești elocventă și fluentă în cuvânt, înțelegătoare și clară, ești foarte bună în explorarea și înțelegerea motivelor care stau la baza acțiunilor celorlalți ai particularitățile unui elev etern, pentru că te străduiești în permanență să-ți dezvolți intelectul. Îți place să explorezi lumea din jurul tău, fără să uiți de lumea interioară ideilor și fanteziilor. Tu îți urmezi cu încredere drumul vieții, având o personalitate încăpățânată, indestructibilă ca o stâncă. Oriunde se află sfera ta de interese, în activitatea ta te străduiești pentru rezultate destul de tangibile, preferând să nu te ocupi de întreprinderi riscante sau nerealiste. Finanțatoare strălucită, știi să profiți din zbor, ai o experiență legitimă în gestionarea cu succes a companiei, a fondurilor personale sau familiale. De regulă, păstrezi casa în perfectă ordine, fără să te lovească luxul, poate fi admirat atenția ta la fiecare detaliu. Nu există nimic de prisos în casa ta, totul este strict, demn, dar uneori inconfortabil, poate pentru că nu există suficient praf pe podea. Semnul tău zodiacal aparține constelației Fecioară. Fecioara este direct legată de semnele elementului pământ, care se disting prin următoarele calități, elocvență, minte analitică sobră, punctualitate, durere, frugalitate, educație, pedanterie. Ești guvernată de mercurul insidios și inventiv. Această planetă ți oferă o perspectivă și o minte vie, o memorie excelentă și o performanță excelentă. Îi atragi pe ceilalți datorită energiei tale strălucitoare și decenței profunde. Cu toate acestea, intuiția și tendința de a pune totul pe rafturi te pot ispit la o critică excesivă, atât față de ceilalți, cât și față de tine însăți, dar ești mai liberă de introspecția epuizantă. Nu ești ușor de păcălit, Ești fiabilă și activă, iubești copiii, trebuie evitate aspirațiile excesiv de materialiste, criticile inutile, izolarea egoistă și dorința de a controla în mod insidios pe cei din jur. Datorită memoriei tale excelente și atenției pentru detalii, devii rar ori victima înșelăciunii, iar munca grea, combinată cu o energie de invidiat, îți permite să atingi înălțimul orice afacere trebuie să-ți înfrânezi criticul interior, altfel aceste lucru poate duce la timiditate excesivă, teama de a începe orice afacere din cauza fricii de eșec. Îți este indicat să lupți pentru împrăștierea ideilor tale și să dai frâul liber vivacității și curajului minții. Guvernatorul tău astral este Mercur. Acesta îți oferă caracterul critic și pedanteria. Mercur este un patron excelent pentru analiști, profesor și cei care lucrează în sectorul serviciilor. Planeta ta în exil este Neptun. Acesta este responsabil pentru respingerea incertitudinii, precum și pentru lipsa zborului imaginației. Ai o personalitate extraordinară. Humil tău este, crearea de idei originale. Dar dacă aceasta este contribuția ta la dezvoltarea științelor, tehnologiilor, etc., nu se termină aici. Este puțin probabil ca cineva, cu excepția ta, să fie mai bun în elaborarea unei strategii de introducere a inovațiilor. Ești executivă, scrupuloasă, responsabilă, disciplinată. Chiar dacă uneori nu reușești să-ți stăpânești nervozitatea, practic, ești o personalitate stabilă cu multe puncte forte. Ești sigură? Unii spun că ești chiar prea sigură de capacitatea ta de a face față majorității situațiilor. Stabilitatea ta atrage de obicei atenția celorlalți din jurul tău. Prieteni, cunoscuți, colegi se simt complet în siguranță dacă te angajezi să le rezolvi problemele. Cu toate acestea, după ceva timp, povara grijilor celorlalți începe să te încarce. Mai devreme sau mai târziu, vei refuza să ai parte la treburile altora. Uneori, o astfel de decizie poate fi destul de constructivă. De fapt, cât de mult îi poți încuraja pe cei care sunt destul de capabili să răspundă independent de acțiunile lor? dobândindu-ți treptat abilitatea de a refuza în mod justificabil pe cei care nu au nevoie de ajutor, faci un pas înainte în dezvoltarea personalității tale. Hotărârea și determinarea ta nu au întotdeauna un efect benefic asupra celor dragi, cărora le lipsește adesea căldura umană obișnuită. Ca părinte ai un talent organizațional cu adevărat remarcabil, uiți uneori că locuința este un loc de relaxare, nu o cazarmă, unde sunt stabilite ordine ierarhice super rigide. În plus, ar trebui să-ți conte de faptul că metodele autoritare de conducere introduse în familie contribuie la dezvoltarea indeciziei, suprimă personalitatea, nepermițând celor dragi să se dezvăluie pe deplin, ca urmare îi faci să te urască. Periodic, alții te acuză de gândire materialistă excesiv de banală, cu toate acestea, ei ar trebui să ține seama de faptul că, tu ești ghidat în primul rând de, de un sistem de muncă gândit până la cele mai mici detalii, și nu de o pasiune pentru creșterea profiturilor cu orice preț, chiar dacă nu ești deloc îngrijorată de bani, ceea ce este foarte greu de imaginat, nu ți se poate refuza capacitatea de a organiza orice muncă de la cea mai simplă la cea mai complexă, necesitând calificări înalte. Și totuși, pedanteria ta excesivă este mult mai probabil să-i respingă decât să atragă pe cei care sunt conectați cu tine prin relații personale sau parteneriate. Cu toate acestea, tu supraviețuiești cu ușurință oricărei pierderi. O astfel de piele groasă te deprimă uneori chiar și pe tine însăți. Te distingi față de alți nativi din fecioară prin astfel de trăsături speciale, ești modestă, prudentă, practică, ești un ideal de fidelitate, devotament și constanță. La prima întâlnire, pari rece, impenetrabilă și indiferentă. Motivele acestui comportament constau în faptul că tu trebuie să cântărești cu atenție toate riscurile și să analizezi situația înainte de a-ți arăta emoțiile cum afectează data de 30 august soartata, ești ca o stâncă, ai o ambiție incredibilă, un caracter încăpățnat, aceste calități de bază contribuie la dorința constantă de conducere și succes în diverse domenii ale vieții, încă din copilărie ai o ingeniozitate și o inteligență incredibile, capacitatea de a exprima gânduri elocvent, precum și proprietăți fizice excelente. Toate aceste calități îți permit să explorezi în mod constant lumea și să-ți dezvolți inteligența. La vârsta adultă ești un lider indubitabil, cu cerințe mari față de tine însăți și față de alții, cu un caracter puternic în voință și atrăgându-i pe ceilalți cu determinarea și asertivitatea ta, organizarea iscusită a oricărei activități, capacitatea de a rezolva probleme complexe și de a face față celor mai dificile situații te conduc în rândurile unor personalități de succes și înstărite, către care prietenii și cunoscuți apelează pentru ajutor în rezolvarea propriilor lor probleme. De regulă, te angajezi în acest sens, dar după ceva timp refuz să ajuți pe cei care înșiși sunt capabili să se ajute singuri și să răspundă pentru acțiunile lor. Astfel, dobândești capacitatea de a spune ferm și rezonabil, nu. Valorile familiale ocupă unul dintre cele mai importante locuri în viața ta. Ai tendința să dezvolți o afecțiune profundă pentru copii și propria ta casă. Viața de acasă, de regulă, este organizată cu atenție și gândită până la cele mai mici detalii. Casa ta este un fel de fortăreață concepută să ofere confort și relaxare proprietarului său. Menținerea unei ordini ideale este considerată -o, o regulă nescrisă în această casă, ești idealistă, astfel încât în relațiile personale poți experimenta numeroase dezamăgiri și întristări, tu încerci să aduci respectarea strictă a ordinelor ierarhice în relațiile cu oamenii apropiați, suprimând identitățile celorlalți membri ai familiei, împiedicându-i să se dezvăluie pe deplin, aceste ordine sunt adesea introduse din cele mai bune intenții, pentru un mai bun aranjament al bunăstării vieții. Cu toate acestea, rudele nu percep întotdeauna bine aceste metode de influență și suferă de o lipsă de căldură în relațiile de familie. Integritatea și îndreptarea extrem de ridicată îi rănește pe ceilalți, în special îi supără pe cei mai scumpi oameni. Pentru tine, recunoașterea de către ceilalți este foarte importantă. Lauda și măgulirea devin adesea un stimulent pentru tine pentru a-ți spori propriile eforturi, îți asumi responsabilității nerezonabil de mari și, îndeplinind planul, lucrezi cu stres foarte ridicat, ceea ce îți poate afecta sănătatea. Capacitatea de relaxare fără griji nu doar în astfel de cazuri. Bucuria față de flacurile obișnuite și o separare completă de problemele de zi cu zi, desigur, sunt urgente pentru tine. Dragoste și compatibilitate. Ești sociabilă? prietenoasă și îți place să faci schimb de opinii cu o varietate de oameni. În relații strânse, ești romantică, sentimentală și idealistă. Perfecționismul tău creează un decalaj între vise și realitatea de zi cu zi. Caut să găsești iubirea adevărată, perfectă, dar puțini sunt capabili să-ți îndeplinească idealurile înalte cele mai multe șanse de a face o pereche ideală ai cu reprezentanții altor semne pământești ale zodiacului, taur și capricorn. Aceștia, la fel ca și tine, așteaptă de la o relație mai multă constanță și stabilitate decât un uragan al pasiunilor. Taurul te va ajuta să devii mai senzuală și emoțională, iar capricornul îți va înțelege cu ușurință dorința de ordine și organizare, posedând și gândire analitică. Cu reprezentanții semnelor scorpionului sau leului, ai perspective destul de bune în viața de familie, în acest caz, ei vor fi în rolul sclavului, pierzând complet conducerea în fața ta, în același timp, nici leul, nici scorpionul nu te vor suprima, apreciindu-ți inteligența, organizarea și consecvența, cele mai nereușite alianțele poți forma cu pești și berbec, peștii, la fel ca și tine nu sunt niciodată rezolvați din primul pas, sunt pasivi și închiși, drept urmare, relațiile cu peștii se estompează înainte de a începe. Berbecul însă, te suprimă cu presiunea lui, te sperie cu perseverență și imprevizibilitate. Un săgetător te va considera prea rece și distantă, chiar dacă ți apreciază inteligența și spiritul de ordine, dorința de cunoaștere vărsătorul este mult prea invidios și avar pentru a se uita la tine, gemenii se vor plictisi ușor și vor lua imediat altă cale, balanța va crea multe nedumeriri și te va respinge lăntoarea și lipsa ei de determinare. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. Te-ai născut cu seta pentru noi cunoștințe, știi cum și bești să înveți, în plus. Aplici în mod eficient cunoștințele dobândite în viața de zi cu zi și în activitățile profesionale, căutarea idealului nu-ți permite să te oprești în perfecționarea de sine, vine un moment în care este timpul să transferi cunoștințele existente altora, iar tu faci față magistral acestei sarcini, ești un bun executant, într-o poziție de conducere, te simți în largul tău, nervozitatea excesivă interferează cu un management adecvat. Zona ta de interes se poate situa aproape în orice domeniu. Singurul lucru care nu-ți place este riscul. Proiectele nerealiste, aventuri dubioase nu sunt cu siguranță pentru tine. Succes deosebit poți avea în politică, sfera legislativă, literatură, sănătate și boli. Ar trebui să fii atentă la diversele excese asociate plăcerilor carnale. Prea desprivești lumea ca pe un loc de joacă? în consecință mergi prea departe când vine vorba de mâncare, băutură și relaxare. Ar trebui să fii atentă la aportul excesiv de grăsimi, zahăr și carne, pentru a nu te scufunda cu totul în numărarea calorilor. Este mai bine să treci la o dietă vegetală. Pe lângă problemele de greutate, ai tendința de a abuza de tutun și alcool, la care ar trebui să fii atentă înainte de debutul bolilor cronice debilitante, Ficatul, stomacul, esofagul, plămâni, precum și sistemul cardiovascular sunt în special afectate. Pentru tine, sportul, cu excepția profesioniștilor, este recomandat cu un exercițiu moderat, este foarte ridicat riscul de rănire. Destinul și norocul, Universul ți-a dăruit o natură muncitoare, responsabilă, ambițioasă și hotărâtă, ești înzestrată cu talent oratoric. Deșteaptă, ai capacitatea de a convinge, realizeze multe în viață, în domeniul financiar ai succes, familia are relații armonioase, ești atașată de casă, respecti tradițiile familiei, trebuie să aloci suficientă timp pentru odihnă, altfel supra-solicitarea îți poate submina sănătatea. Sfaturi pentru tine, ferește-te să dezvolți un sentiment de dependență în ceilalți învățăți copiii să fie autosuficienți. În echipa de lucru, este recomandat să arăți o flexibilitate mai mare. Rezistă la sentimentul că trebuie să controlezi fiecare pas al celor din jur. În relațiile de familie poate strica autoritatea ta, dorința de a controla totul și pe toată lumea. Atenția către tine te va ajuta la menținerea sănătății mulți ani. Dezvolte-ți natura spirituală și privește dincolo de ceea ce această lume are de oferit, ce cadouri ți se potrivesc, în general, femeile nu sunt ușor de mulțumit și cu atât mai mult, tu care ești născută sub semnul fecioarei, poate că tu însă-ți suferi de inconstanță, dar acesta nu este un motiv pentru a refuza să-ți ofere cadouri, în sfera cadourilor nu ești naivă, ești practică. Zelul de a duce un stil de viață sănătos și adecvat este o caracteristică a ta. Un abonament la un club de fitness, piscină sau spa, un bilet de vacanță, o carte despre alimentația corectă și sănătoasă, cu ilustrații și rețete vii, toate acestea te vor încânta. Un cadou de neprețuită de ziua ta de naștere poate fi un ajutor în pregătirea bucatelor pentru masa festivă, dorința de a cumpăra produsele uitate. Tu poți fi mulțumită de cadourile pentru care femeile din alte semne zodiacale ar putea fi jignite, un aspirator, un set de prosoape, un set de lenjerie de pat, o cutie de pâine din lemn. Dacă alegerea unui cadou pentru tine este un impas, atunci ți se poate dărui bani, dar este important ca cel care oferă să ghicească suma pentru că o sumă prea mică te va jigni cu zgârcenia celui care dăruiește și prea multă te va pune într-o poziție foarte incomodă. Un cadou bun poate fi un abajur elegant, râșniță de cafea sau o oală cu fundă dublu. Utilizarea unor astfel de articole nu contravine convingerilor tale. La fel sunt cărțile pe orice subiect, fie că este vorba de un volum de Rudolf Steiner, fie de un dicționar engleză român. Tu ai o atitudine foarte părtinitoare față de bijuterii. Este mai bine să nu experimenteze cineva cu aurul, mai bine să se concentreze pe arginte de înaltă calitate. Nu-ți plac surprizele. Dacă cineva dorește să te mulțumească, trebuie să arunce o privire la ceea ce ai deja, apoi să-ți dăruiască ceva de genul acesta. Tu pui preț mare pe confort și locuință. Prin urmare, este mai bine pentru tine să ți se prezinte cadouri pentru casă, un set de lumânări parfumate, prosoape, halate de baie, ceasuri de perete, tablouri. Nu vei refuza o pătură confortabilă, un pulover cald de din lună moale, un set de șervețele pentru băutul cafelei, un set de lingurițe pentru aceasta, perdele de bucătărie, dar cu respectarea culorilor bucătăriei. Dacă ți se oferă un aparat de cafea, este indicat să conține și un set de filtre. Certificatul de garanție și instrucțiuni sunt foarte importante. Tu citești instrucțiunile chiar și pentru acele lucruri ale căror funcții sunt mai cunoscute decât inventatorul. Tu nu ai nevoie de ambalaje pompoase, sclipitoare. Din potrivă, dacă îl consideri prea scump, vei clipi puțin mai dezin ochi. Florile pentru tine sunt de fapt un simbol, deci este posibil să-ți fi oferit un buchet destul de modest. Atunci când cadoul este mic, atunci florile pot fi mai reprezentative. Acest este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.